Центре Марии. 2 километра зера. Полиция съяде уно паркат по тротуар в партия стенга. Да ну съяде алци паркат по тротуар в партия дряхта. Chiar în fața trecerii de pietoni. Oare ce-i motivează să fie atât de îngăduitori cu șoferul de taxi? Care plus pare un fel de taxi ilegal. Fără aparat taxat, fără număr de firmă. Am multe ochii lumii, o să facă că-l trimite la plimbare. Dar asta stă în mod permanent aici. În fața primăriei. L-au avertizat și-au plecat. Și asta nici măcar nu se închisește să plece. Să-și mute locul. Dacă are omul crâșă, ce să se deranjeze? Acela vine cu contrasens. Pe zebră. Măcar dacă nu era poliție pe proate, dar așa cu tot cu poliție face fiecare ce vrea. Sunt clienți permanenți în fața primăriei, ăsta e locul lor. Și poliția știe de asta, cine nu știe, află. Vreți schimbare? Poate după alegerile următoare.